Araton cu Simina Roz. Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Araton. Astăzi vorbim despre noua stagiune a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, mai exact despre Reper 65. De ce este denumită stagiunea 2013-2014 Reper 65? Vom afla în cele ce urmează de la directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. Este vorba despre domnul Bogdan Costea. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată. Iată, așa cum ai spus, este vorba despre o stagiune eveniment la Teatrul Clasic Ioan Slavici, stagiunea Reper 65. Sună foarte bine, am văzut cele mai importante evenimente care se vor derula în această stagiune, este foarte interesant ce se va întâmpla la teatru, dar o să te rog pe tine să ne spui mai multe despre acest lucru. Totuși știu că astăzi, chiar după emisiune, va fi o întâlnire foarte importantă la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, este vorba despre o întâlnire a publicului arădean cu actorii teatrului. Ne poți da mai Multe detalii? Da, așa este. Eu mi-am dorit ca această stagiune Reper 65 să se subsumeze evenimentului major, respectiv împlinirea 65 de ani de la primul spectacol în limba română a trupei Teatrului Național de Stat Român din Arad, care se întâmpla în 4 noiembrie 1968. De atunci. Nu, am greșit 1948, îmi cer scuze pentru matematica pe care nu o dețin acum atât de clar, în 1948, 4 noiembrie, când pe un text al unui scritor rus, este vorba de Kataev, s-a jucat primul spectacol al trupei de teatru secția română, pentru că până atunci exista o secție maghiară, și am dorit ca acest eveniment, odată cu împlinirea 65 de ani, să-l marcăm așa cum se cuvine. Respectiv, în data de 3 noiembrie, ată, pentru că nu va cădea într-o zi de regulă în care se joacă la Teatru Clasic, respectiv zi de duminică sau sâmbătă sau joi, am uh, mutat puțin evenimentul cu o zi înainte, respectiv în 3 noiembrie, când se va întâmpla această seară specială unde vom avea invitați din deceniile scurse ale teatrului. Aici mizez pe actori care deja au anume vârstă, respectiv 60, 70, 80 de ani, actori deja cunoscuți care au rămas în Arad, dar și actori care îi voi invita din alte locuri ale acestei țări. Să revin la întrebarea pe care mi-a adresat-o punctual, în pentru seară. că o să avem suficient timp ca să dezvoltăm și subiectul acesta. În această seară am dorit să fie ca un preambul al deschiderii de stagiune, o întâlnire cu comunitatea spectatorilor de teatru. Nu ascund faptul că această comunitate a spectatorilor de teatru s-a născut pe un canal de socializare pe care îl uzităm și îl folosim cu toții. Iată că un lucru din spațiul virtual am vrut să-l transfer în zona reală și să îi dau o greutate tocmai printr-o. Printr-un schimb de păreri, printr-un schimb de impresii, apropo de ceea ce facem noi, ceea ce își dorește publicul, cine sunt uh, ei ca și comunitatea spectatorilor de teatru, cine sunt oamenii care reprezintă această comunitate, dacă ea este într-adevăr formată într-un mod consistent, nu neapărat uh, în forme juridice, ci uh, să schimbăm pur și simplu mici impresii despre cum a fost până acum, ce își dorește această comunitate, cum dorește să se subsumeze activității noastre și cum dorește de fapt să se implice activ în ceea ce înseamnă... Chiar să vină cu sugestii, presupun. Cu sugestii, ceea ce înseamnă uh, activitatea noastră legată de spectatori, pentru că noi, așa cum se știe, noi nu putem să jucăm în fața unui perete al patrulea perete, ci al patrulea perete pentru noi este sala de teatru unde sunt oameni vii care așteaptă reacții uh, să le fie Bine, din fericire, aproape de fiecare dată sala teatrului, fie că este sala mare, fie că... Este vorba despre sala studio. Este plină la Teatrul din Arad. Deci, da. chiar avem oameni în Arad iubitori de teatru. Sunt iubitor de teatru și mă mândresc cu faptul că eu sunt, în acest moment, directorul unei instituții care are spectacole de succes, de prestigiu, dar pot să spun cu tărie și să recunosc că nu toate spectacolele sunt la același nivel și nu toate spectacolele sunt la fel de vizionate. Sunt plusuri și minusuri, așa cum se întâmplă ca peste tot, dar noi continuăm ca activitatea noastră să fie una susținută și să reprezinte un, un pilon, un reper, așa cum am denumit stagiunea, pentru viața culturală a orașului, pentru că se știe că motorul în ceea ce privește activitatea culturală provine din zona teatrului și a manifestărilor artistice. Spuneați că pe pagina de socializare sunt foarte mulți oameni care vă scriu și eu sunt curioasă dacă sunt unii care vă critică uneori sau vin cu sugestii. Aici nu ați făcut bine, această piesă nu mi-a plăcut dintr-un anumit punct de vedere. Vezi, este un lucru pe care mi-l doresc a fi tranșat în această seară. Adică, de ce să ne ascundem și să spunem că, vai, ce lucruri bune faceți, felicitări pentru ceea ce faceți, cât de bine sunteți acolo unde sunteți sau cine sunteți în acest moment pentru noi. Cât de mult însemnați pentru noi. Pentru că de laude să spunem așa, suntem sătui. Sunt puțini care au curajul să spună în față, aici ai greșit, nu mi-a plăcut spectacolul deloc. Sau de obicei indiferent îmi cum a fost, să directorul existe, îi spune totul a fost frumos. Îmi doresc Finițe să existe o astfel de abordare și lucrurile să fie clare, precise în ceea ce privește o critică. Această critică să fie una constructivă și nici de cum una defăimătoare sau din care să rezulte o, cum să zic, o demolare a, a ceea ce facem noi pentru că până la urmă este un lucru care îl facem pentru comunitate și pentru bucuria comunității. Uh, în același timp, eu cred că posibilitatea de a da publicului uh, un cuvânt de spus într-o discuție amicală, așa am și vorbit înainte de a veni la emisiune, am stat de vorbă cu grupul de actori care se va înfățișa publicului spectator și le-am spus: Nu doresc ca nimic să fie artificial, nu doresc să fie nimic îmbrăcat într-o etichetă, ci vreau să fie absolut o discuție deschisă, de suflet, cu niște oameni care sunt aproape de noi, poate cei mai aproape de noi, cel mai aproape de noi. E, actorii, acum voi vedea cum se va întâmpla lucrurile acolo, uh, nu am așteptări nici ca lucrul să fie un succes, nici să fie un insucces, ci lucrul aș vrea să se întâmple, să luăm un uh, diagnostic, ca după aceea să vedem cum merge mai departe. Și intenționați, dacă discuția va decurge bine sau după așteptările voastre, intenționați să devină tradiție această întâlnire a comunității arădene cu actorii? Da, eu aș vrea ca această întâlnire să nu fie una singulară, aș vrea ca măcar o dată la uh, semestru, deci undeva la o, o frecvență de două, trei întâlniri pe stagiune să putem să avem această consultare cu acești reprezentanți ai publicului care de ce nu ei pot să fie tot timpul alții pentru că ei nu se constituie într-un uh, board, într-o conducere care să uh, direcționeze cumva gusturile sau aprecierea sau nu a publicului și de aceea inclusiv ne-am gândit la faptul că o viitoare cooptare a Doi dintre ei în Consiliul Artistic, care este un organ cu rol consultativ al teatrului, nici de cum decident, ar putea să fie în cadrul Consiliului Artistic, acolo unde se discută înainte de a, de a scoate un spectacol la rampă. Cu două, trei zile înainte de o premieră, se reunește acest Consiliu și vizionează spectacolul care urmează să fie arătat publicului. Ei, această parte a publicului, cum am spus, doi spectatori, pot face parte din componența uh, Reunită a acestui Consiliu Artistic și să aibă un cuvânt de spus legat de o apreciere absolut neavizată din punct de vedere a unui pregătiri profesionale stricte artistice. Nu să fie un specialist domne, în domeniul da, ci doar pasionat. mi-a plăcut de... asta, nu mi-a plăcut asta, că lucrurile să fie absolut libere. Asta îmi doresc ca deschiderea aceasta pe care să o avem să implice inclusiv și să, să atragă un, un tip de, de reacție din partea publicului și în același timp să existe o emulație. Și, tocmai din această cauză, este de preferat că la această întâlnire să participe oamenii care vin des la teatru, cei care au văzut spectacolele voastre și chiar pot să comenteze. Că, dacă vine unul care a fost o la teatru sau de două ori, nu cred că poate să-și dea cu părerea foarte bine despre Știi, ce se eu, întâmplă. Eu mai trebuie să spun un lucru acum, de specialiști prin lumea. Oamenii au reacții pozitive sau negative. Îmi place, nu-mi place mai degrabă cred într-un spectator care absolut îl invidă pe stradă să intre în sala de teatru, să privească preț de o oră, oră și jumătate un produs al nostru și să spună, domnule, acolo mi-a plăcut, acolo nu mi-a plăcut. Poate este cea mai adevărată, cea mai frustră părere care contează în, în acest moment. Cum spuneam, de specialiște prin lumea și atunci fiecare are tendințe, are uh, deja un canal format de gust și de apreciere și atunci lucrurile poate să fie puțin subiective. Îmi place regizorul cu tare drept pentru care mă îndrept cu plăcere spre spectacolele lui sau nu-mi place la acel regizor și atunci nici măcar nu vin să vizionez spectacolele. Am înțeles. Astăzi va fi întâlnirea de la ora de 18? De la ora 18 în sala studio, unde vor participa, printre alții, actorii Zoltan Lovaș, Mariana Tofan Arcereanu, Carmen Vlaga Bogdan, Alina Danciu, Oltea Blaga și alții. Toate numele cunoscute ale da. Teatrului Arădean. Propun să trecem acum la deschiderea stagiunii, la reper 65. Știu că veți deschide această stagiune cu o premieră. Da, Chiar dacă a fost vacanță, actorii au avut ceva de lucru. Da, iată, tot așa cu maximă sinceritate, primele informații pe care le-am transmis spre mass media a fost ca noi în 15 septembrie să deschidem stagiunea Reper 65, o să și dezvolt de ce am ales acest titlu, cumva l-am amintit la începutul discuției noastre. Eu mi-am dorit ca cele două trupe, trupa marionete și trupa teatrului clasic actorilor de dramă să aibă două premiere respectiv la ora 11 și la ora 19 în 15 septembrie dar motive medicale au determinat ca spectacolul trupei marionete să nu fie susținut în data de 15 septembrie. El are o mică amânare și va fi susținut în data de 13 octombrie, când îi invităm pe cei mici să vadă Sperietoarea de Păsări, așa se numește textul, în plus în scenă de o binecunoscută artistă a scenei Teatrului de Marionete Ardean, am numit-o aici pe Adela Moldovan unde uh, le vom revedea împreună pe maestrele în arta mânuitului, le pot spune așa, uh, Carmen Marginanu și Adina Doba. Dar haideți să revin la data de 15 septembrie. Este un moment pe care îl aștept cu mare satisfacție și bucurie. De ce? Pentru că este un text de teatru românesc clasic. Este vorba despre Dumnișoara Anastasia, un text valoros al uh, dramaturgiei uh, clasice românești este vorba de Gemeza Anfirescu. În viziunea scenică a cunoscutului de acum regizor Arădean, adoptat de către teatrul nostru în urmă de cu 15 ani, Laurian Oniga, discuțiile pe care le-am avut cu regizorul spectacolului chiar în urmă cu câteva ore sunt mai mult decât îmbucurătoare pentru faptul că actorii sunt bine serviți, viziunea scenică și ceea ce va rezulta din câte îmi spune omul care vede lucrurile în ansamblu lor este una mai mult decât satisfăcătoare, așa că așteptările sunt mari. Ne dorim ca spectacolul să aibă succes la public pentru că, așa cum spuneam, în distribuția spectacolului, după cum s-a observat în ultima perioadă de timp, respectiv în a doua jumătate a stagiunii trecute, am invitat actori din alte teatre și nu pentru a da o pildă de profesionalism sau de faimă actorilor din teatrul nostru, ci pentru a mai schimba puțin din relaționarea aceasta pe care avem unii ani de zile. Deci, să practic, vină, pentru o bună colaborare. Da, între... să vină cu alte, cu alte tipuri de, de uh, reacții, de alte tipuri de interpretare, alte tipuri... Uh, vedeți, în momentul în care actorul este... Uh, mai umblat în diverse trupe ale țării sau uh, trece prin mâna mai multor regizori, el capătă o alt, un alt tip de experiență și atunci această experiență implicit o împărtășește și celorlalți. Câte vreme noi nu ne vom deschide spre alte teatre și spre alte zone în care teatrele pot să, pot să devină și prin prisma repertoriului pe care îl adoptă și prin prisma uh, regizorilor cu care se întâlnesc Uh, punți de legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi în teatrul contemporan românesc, atunci înseamnă că noi ne închidem și nu putem spera decât la faptul că rămânem uh, fruntași în satul nostru. Uh, ne poți da câteva nume din uh, distribuția premierei? Da, uh, cu bucurie am să-i amintesc aici pe uh, actorii consacrați ai teatrului nostru, mă refer uh, la Ovidiu Ghiniță, la uh, de ce nu Carmen Vlaga Bogdan, care este într-o revenire uh, foarte importantă în cariera ei. Iată, după ce cu bucurie în familia ea a mai apărut un membru, ea s-a reîntors în forță pe scena teatrului și deține în ultima stagiune roluri importante uh, ale din repertoriul teatrului nostru. Cum de asemenea, îi putem revedea pe scenă pe Ionel Bulbuc, uh, pe Constantin Florea, pe Dan Covrig, pe Liliana uh, Balicauniga. Pe Alina Danciu, pe Oana Cun și alții. Ar trebui să fac uh, o mică observație aici, așa cum am procedat în, în stagiunea trecută. Uh, am Avem și un actor invitat, de data aceasta într-un rol major al, acestei, uh, al acestui text uh, uh, al dramaturgiei uh, clasice uh, românești. Este vorba de actorul de la Teatrul Național din Cluj-Napoca, Ovidiu Crișan. Uh, un om care și un om de mare valoare și un artist de mare valoare, având în vedere că are o bogată carieră artistică de teatru și de film, uh, și iată el vine să completeze această distribuție și această premieră a noastră pe care o vom susține data de 15 septembrie. Spuneați că este foarte important să colaborăm cu alte instituții de teatru din țară. Eu mă întreb, actorii din Arad colaborează la rândul lor cu alte instituții? Da, au fost în răstimpuri. Nu este, ca să spun așa, un, un lucru de actualitate și nu este o practică foarte clară în acest moment această... Această, această dinamică este abia a, la început, cred. A, da, a, a actorilor arădeni, dar există o experiență prin faptul că un actor precum Zoli Lovas, care este un actor de data aceasta regional, pot să-i spun așa, având în vedere că a avut experiențe multiple cu teatrele din Timișoara, Teatrul Național din Timișoara și Teatrul Maghiar din Timișoara. Iată, el este un, un bun exemplu. La, la fel a fost și Ovidiu Ghiniță și uh, colaborator al, al Teatrului Național din Timișoara, cum a fost și al Teatrului din Oradea. Uh, Sorin Calotă este un alt colaborator al Teatrului Național din Timișoara, precum și Alex Magineanu, care este un, o vedetă a filmului românesc. El uh, este angrenat în mai multe proiecte ale Media proului și alte proiecte din Da, el București. este cunoscut și de la televizor, da. nu doar de pe scena teatrului. Abia aștept să, să văd premiera și, bineînțeles, abia aștept deschiderea stagiunii și vreau să mai povestești ce alte evenimente vor mai fi marcante în această stagiune. Aș vrea să rămân puțin în zona premierei din 15 septembrie pentru că, așa cum spuneam, ne dorim ca să fim surprinzători în această stagiune mai mult decât altă dată și să îmbrăcăm cumva acest eveniment încă de la debutul lui uh, și am uh, plăsmuit, am uh, gândit uh, un soi de întâlniri ale uh, oamenilor care au făcut istoria Teatrului Arădean în, în acești 65 de ani, care sunt cantonați în orașul Arad. Uh, se va întâmpla, începând cu duminică 15 septembrie, o întâlnire a publicului cu unul dintre uh, reprezentanții teatrului din istoria de 65 de ani. Cel care va deschide seria acestor întâlniri, care o întâlnire uh, nu va fi mai mult de 10-15 minute, ea se va concentra în uh, ideea în care se va povesti o întâmplare de suflet uh, cu haz sau uh, absolut o rememorare a unui, uh, a unui moment al teatrului uh, cu fiecare dintre acești uh, oameni care au marcat istoria teatrului și, cum spuneam, vom rămâne până în data de 3 noiembrie cu invitați în fiecare duminică, înainte de spectacol, respectiv la ora 7, la ora 18.45, 18.50, înainte de ridicarea cortinei din seara respectivă, cu o întâlnire care va fi moderată pe rând de câte un actor. Nu se vor adresa decât două, trei întrebări, iar acel invitat va răspunde acestor întrebări lăsând la aprecierea publicului după aceea dacă există implicit și alte întrebări din partea publicului și vom începe așa cum am spus cu domnul director al teatrului cel mai longeviv, director al teatrului clasic Ioan la Arad l-am numit aici pe Ovidiu Cornea ca după aceea lucrurile să le derulăm ajungând la domnul Dan Antoci, la Ion Văran la Florin Didilescu care este practic urmașul familiei Didilescu, cea care a făcut parte din echipa de bază a Primului spectacol uh, care s-a susținut în uh, 1948, așa cum spuneam. Când, uh, în 3 noiembrie, vom uh, ajunge la o variantă completă, sper eu, cât mai completă, a invitațiilor care uh, vor fi pe scenă, în fața publicului. Foarte interesant ceea ce ne povestești. Ar mai trebui să sigur, spun ceva care mai fi o surpriză. În încă o hall, surpriză duminică? Da, în holul teatrului uh, i-am invitat, uh, tot așa, pentru un preambul muzical. De data aceasta, la premiera din 15 septembrie pe Marion de Teachers, uh, și ei ne vor încânta preț de 15-20 de minute cu acordurile pieselor lor. Cu siguranță, va fi. în ce sală se joacă spectacolul? În sala mare. În sala mare. Deci, da. sigur va fi plină atunci cu ocazia deschiderii stațiunii și atât de multe surprize. Să sperăm. Bun. Eu vreau să trec la Caravana teatrală, un alt eveniment. Am văzut că se va desfășura din septembrie până în iunie, practic. Da. Deci, de la început până la final. Vedeți, aici caravana teatrală vine să completeze o așteptare a publicului arădean. Caravana teatrală va conține în principal spectacolele trupelor teatrelor din București. Am dorit cu bună știință să relaxez, să desfac puțin concentrarea aceea de spectacolele invitate în cadrul Festivalului Teatrului Clasic cu spectacole teatrelor din București, și atunci să-i dăm un caracter de continuitate, dar lunar, prin prezența unui spectacol a unui teatru din București, în cadrul acestei, acestui proiect care se numește Caravana Teatrală. Ei, deja există un prim spectacol, în 24 septembrie, la care invit publicul spectator să vină în număr mare pentru că este un spectacol uh, eveniment, așa cum uh, ne obișnuiește de bună perioadă uh, coregraful, dansatorul, omul de teatru, regizorul și actorul Răzvan Mazilu. Este vorba despre spectacolul Şaraiman, care este un, uh, o propunere surpriză, pot să spun așa, având în vedere că ea uh, vine să completeze două tipuri de teatru, care nu este uh, cel mai uh, obișnuit. De ce? Pentru că este vorba de teatru dans și este vorba de stand-up comedy. Totul a sezonat, ca să vă folosesc un termen gastronomic, cu muzica lăutărească a Romicăi Puceanu. Este un eveniment care se va întâmpla în data de 24 septembrie la ora 19 pe scena Sălimarea a Teatrului Clasic Ioan Slavici. Răzvan Mazilu împreună cu colegul lui vine de la Festivalul Internațional de Teatru Scurt de la Oradea să susțină acest spectacol în fața publicului arădean unde vă așteptăm cu mare drag. Vreau să te întreb, spui că aceasta este o caravană teatrală, dar în anii trecuți au mai fost spectacole de la București jucate pe scena din Arad. Nu au făcut parte din acest proiect. Au fost și mai scumpe, bineînțeles, la preț de București, putem spune. Nu este practic același lucru, însă sub forma unui proiect? Vedeți, acest proiect a venit ca o propunere din partea conducerii teatrului în ideea în care noi putem să satisfacem și un alt Tip de public, și atunci, bineînțeles, că el a găsit susținere și înțelegeri din partea autorităților, și el acum se concretizează. Câte vreme spectacolele care sunt găzduite de către Teatrul clasic Ioan Slavic și doar găzduite, reprezintă un tip de spectacole care sunt făcute de un grup de actori și sub autoritatea unei instituții sau nu, sau unei asociații, acelea sunt doar găzduite. Aceste spectacole au un caracter, al unui, care sunt cuprinse în acest proiect, al unui festival pe termenul unei stagiuni. De aceea se numește caravană, de, de aceea este cumva poziționat lună de lună câte un spectacol, care să permită uh, o relaxare a, 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 a spectacolelor de teatru din București. Deja v-ați gândit uh, pentru perioada următoare, în afară de spectacolul de, din 24 septembrie? V-ați gândit cine va mai veni la Arad? Da, uh, va mai veni Teatrul uh, Odeon în luna noiembrie cu spectacolul uh, nepot uh, obez pentru mătușă slabă. Uh, este un spectacol cu, al uh, trupei Teatrului Odeon cu uh, doamna director Dorina Lazar și cu binecunoscutul om de televiziune. Care a mai venit în, în orașul nostru anul trecut, l-am numit aici pe Iată că am un lapsus acum, dar, dar o să o să vină numele actorului. Și bineînțeles, mai avem în vedere un spectacol de la teatru de comedie cu pescărușul, în care în rolul principal, în rolurile principale o să regăsim pe Ștefan Bănică Junior și și actrița Gabriela Popescu. De asemenea, pentru luna decembrie ne-am gândit la un spectacol de la, trupa, de la Teatrul Național din București, scrisoarea după scrisoarea pierdută a lui Caragiale, un spectacol în regia lui Horațiu Măleele cu Horațiu Măleele și Virgin Ogașanu în rolurile principale. Deci, acest planul fi este făcut pentru jumătatea stagiunii, să spunem acest așa. Acestea ar fi punctele la care noi ne-am gândit până la finele acestui an. După care vor urma alte discuții pentru aducerea altor spectacole în fața publicului arădean. Oricum, între timp, vă pregătiți de festivalul de teatru clasic, care de asemenea cuprinde foarte multe trupe din țară, și presupun eu că și din străinătate, și anul acesta. Da, de data aceasta, componenta, să spun, majoră a rețetei Festivalului Internațional de Teatru Clasic ne-am dorit -o să fie formată din spectacole aduse din afara spațiului românesc. Ei, iată, am reușit să avem un, în deschiderea festivalului un spectacol, spun eu, vedetă. Uh, al Teatrului Național din Belgrad, am numit aici Henrik al vi Este un spectacol care s-a jucat într-un uh, într ansamblu și într-o uh, galerie de spectacole pentru un festival de teatru din uh, Londra, la The Globe. Uh, adică acolo lucrurile clar sunt deja de un anume nivel. Uh, ne-am bucurat că Teatrul Național din Belgrad a răspuns afirmativ invitației noastre și iată vor fi prezenți în data de 13 octombrie când va debuta Festivalul Internațional de Teatru clasic. Cum de asemenea uh, o să avem invitat uh, un spectacol al uh, companiei Sandu Danube din uh, Grenoble este vorba de un spectacol un one, woman, un one man show la sala studio, un spectacol care va completa uh, seara de 15 uh, octombrie când la, uh, la scena mare se va juca uh, spectacolul trupei Teatrului Național din Chișinău uh, 12 scaune după Ilf și Petrov și uh, de asemenea în data de 17 octombrie ca să vorbim de componenta internațională vor fi prezenți uh, membrii trupei Teatrului Iocai Mor din Becheștioba cu Contele de Mente Cristo, un spectacol muzical la care așteptăm să avem o mare participare din partea atât a publicului. Sper doar să fie subtitrat. Da, va fi, va fi cu siguranță subtitrat. Uh, acestea ar fi participările internaționale la care, bineînțeles, se adaugă de ce uh, alte trupe ale teatrelor din țară am numit... Uh... Despre cele din țară vorbim imediat, însă luăm Legur. o scurtă pauză publicitară. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva minute. Araton cu Simina Roz.